Veți ajuta pe cei care au fost diagnosticați cu varice. Da. Când ne trezim cu picioarele grele, cu picioarele umflate, cu dureri de pulpe, cu cârcei, de exemplu, care ni se pun pe picior, sunt multe persoane care merg și se pun cârcei pe picior și nu știu ce au. E vorba despre să meargă să facă un doppler venos la doctor, să vadă ce au. Este vorba de insuficiența venoasă, adică venele noastre de interior care curge sângele prin ele sunt bolnave. Și atunci trebuie să mergem să facem, să luăm tratament ca să nu mai facem, să nu mai doare picioare, să se desfumă picioare, să nu mai avem dureri de pulpe sau dureri în spate la tendoane, la picioare. Nu ți-ai pun cârcei, de exemplu, că dacă nu le tratăm la timp, facem ulcer varicos de gambă, așa cum i-a spus, iar ulcerul varicos de gambă se tratează foarte, foarte greu aici în România. Este vorba despre o cremă australiană care se aplică direct pe rană deschisă. În timp de o lună de zile, acea rană se va închide. Așa după ce se aplică, mai trebuie să pansăm locul sau trebuie lăsat nu, așa? Nu, deci are un prospect pacientul tradus în limba română, un acolo spune exact. Se dezinfectează rana dimineața cu apă oxigenată sau cu betadină, cu ce se învăța piciorul, după aceea se aplică crema direct pe rana deschisă, prin tamponare, nu prin frecare, după aceea lăsăm piciorul o oră să lucreze crema pe rană. Peste o oră pansăm piciorul. Diseară facem aceeași procedură. Pansăm piciorul, dezinfectăm piciorul, pansăm, tot așa până terminăm crema. Într-o lună.